Bună ziua, alături de un nou competitor în cursă internă, să-i spunem deocamdată din PNL, care va desemna candidatul la primăria Piatra Neamț. Bună dimineața, domnul Ignat. Bună dimineața și să sperăm că va fi o zi minunată și un an fructuos, nu pentru mine ca și competitor. Eu am fost tot timpul implicat în activități politice, cât pentru cei care ne urmăresc și care au așteptări de la noi, de la noi ca oameni în primul rând, de la partidele politice și toți cei care suntem implicați în viața socială. Până acum nu ați mai țintit în postul de primar, din câte știm noi. De ce ați luat această decizie? Postul de primar, în primul rând, este o mare responsabilitate. Pentru a accede, pentru a emite pretenții la o asemenea demnitate publică, trebuie să ai ceva experiență politică în spate, experiență administrativă și, în ultimul rând, profesională. Nu a fost cazul să discutăm, dat fiind faptul că situația politică trecută o cunoaștem. Deja, iată, suntem aproape de finalul celui de-al doilea mandat de Consilier Județean. Am condus o instituție, conduc o afacere, deci este timpul să dăm din toată această experiență, să dăm societății și în special locuitorilor din Piatra Neamț. Care ar fi primul lucru care l-ați face în momentul în care ați ajunge primar? Este o dorință a mea și a echipei pe care o conduc, pentru că nu este o dorință personală. Știți că eu, în politică, am fost mai rebel, așa, și față de foștii mei colegi și am avut o atitudine tranșantă și față de adversarii politici. Aș vrea să vă spun din capul locului că, în viziunea mea, sunt 5 priorități de care orașul are nevoie. Putem să le luăm într-o ordine, putem să le discutăm în ordine importanței lor, ele cred că ar trebui puse în practică și, mă rog, susținute de toți cei care sunt implicați în bunul mers al treburilor în primăria Piatra Neamț. Și când spun acest lucru, mă refer la angajamentul colegilor mei din Partidul Național Liberal și nu numai a celor care mă susțin, indiferent de finalitatea cursei interne, măsurile vor trebui puse în practică. Prima prioritate pornește de la constatarea că orașul Piatra Neamț este un oraș în cădere, așa cum spunea un prieten meu cu care m-am întâlnit întâmplător, un om care conduce o instituție, n-am să-l amintesc de aici, și când spun acest lucru, mă refer la scăderea demografică, în primul rând, care reflectă și o stare de involuție economică. Și asta ar fi o prioritate, dezvoltarea economică a orașului. Nu trebuie să reinventăm roata pentru Piatra Neamț, pentru că avem modele, și în special în zona de vest a țării, orașe care au reușit, pe anumite modele de dezvoltare industrială, să aibă o ascensiune economică. Mă refer la municipiul Cluj, la Timișoara, și chiar sunt și orașe mai mici, care au reușit să creeze un parc industrial, al doilea, al treilea parc industrial, deja sunt reactivizate la nivel național. Cred că aplicarea unor astfel de modele economice, bazându-ne pe legislația care reglementează parteneriatul public-privat și atragerea investitorilor și celor care găsesc în Piatra Neamț resursele care au nevoie, ar trebui să fie o prioritate. O să mă întrebați cum se poate rezolva acest lucru. Chiar la dumneavoastră, la televiziune, am văzut acele filmări făcute din aer, unde toate platformele industriale au rămas, nici măcar ruine nu mai sunt. Sunt terenuri disponibile care ar putea fi valorificate în acest sens. Mergând pe aceleași coordonate și vizând creșterea nivelului de trai, o altă prioritate ar fi scăderea costurilor vieții în Piatra Neamț. Și când spun acest lucru, mă refer la utilități și, în special, la mult mediatizată problema apei, asupra care autoritățile actuale încep să ia atitudine și aici vom veni cu niște chestiuni tehnico-economice aplicabile la modul concret pentru a scădea prețul utilităților. În al treilea rând, dezvoltarea orașului trebuie privită în integralitatea sa,
dacă în ultimii ani am încercat să dezvoltăm, să creionăm acea agora, cum spunea arhitectul șef, centrul orașului, ar trebui să ne orientăm și spre zonele periferice, creând aceleași oportunități și aceleași condiții de trai și pentru locuitorii din cartierele marginașe, și mă refer aici la parcuri, la modernizări de străzi, alei și așa mai departe. De asemenea, în sensul ridicării nivelului de trai, vorbind de siguranța cetățeanului, să încercăm să scăpăm de această etichetă pe care am căpătat-o la nivel național, fără voia noastră, locul unde a existat Academia Infractorilor, locul unde s-a produs un asasinat, și locul unde delegația juvenilă, chiar în publicația dumneavoastră, ați popularizat cazurile cu acele găști de copii care terorizau bătrânii din oraș și nu numai. Alt aspect de care cetățenii, față de care cetățenii orașului Piatra se manifestă mulțumirea, este transparența activității decizionale la nivelul primăriei și relația cu cetățenii. În ce privește activitatea funcționarilor puși la dispoziția comunității, bineînțeles, niciodată nu vom fi mulțumiți, pentru că este datoria lor să ne slujească și noi să le cerem să-și pună activitatea în folosul comunității. Eliminarea clientelismului politic la nivelul activităților de investiții din primărie, transparentizarea activității primăriei și o mai bună relaționare cu cetățenii, cred că este o cerință de bun simț pentru administrația orașului. În lupta internă în care sunteți angrenat, există voci care spun că ar fi presiuni și pe dumneavoastră și pe alți candidați. Simțiți o oarece reticență din partea colegilor? Nu. Chiar nu este cazul. Eu consider că este o competiție necesară și corectă, în condițiile în care, la ora actuală, Partidul Național Liberal este într-o fază de agregare a tuturor forțelor de dreapta. Nu are rost să ne gândim la istoric, dar în același timp vă reamintesc că eu totdeauna am expus punctul de vedere, chiar cu riscul de a ajunge în pragul excluderii din partid la un moment dat. Experiența dumneavoastră politică vă spune că se poate face ceva în municipiul Piatra Neamț, pentru că vedem în permanență cum se modifică alianțe, se refac alianțe, se fac, se desfac, se... Credeți că un plan a unui primar poate fi dus de la un cap la altul în actuala tumultură politică? Cu cât este mai apropiat de cetățeni, cu atât mai mult un primar va fi mai eficient. Am asistat în nenumărate rânduri la o serie de jocuri politice care au avut substrat economic legat de implementarea diferitelor programe legate de programele de investiții ale primăriei. Cred că a venit momentul ca aceste lucruri să fie puse pe tapet. Dumneavoastră ați făcut referire în nenumărate rânduri la probleme de acest gen. Eu cred că munca unui primar este aceea de a armoniza toate forțele politice sau nu în vederea stării de mai bine pentru oraș. Când spun acest lucru, mă refer sub toate aspectele, economic, social, cultural și așa mai departe. Cred că activitatea primarului de mediator, integrator al acestor energii, este benefică și asta trebuie să facă un primar, să se dezbrace de partizanatul strict politic și să facă apel la tot ceea ce înseamnă forțele ale momentului pentru binele orașului. Ce să spun eu? Vă mulțumesc foarte frumos pentru acest scurt interviu și succes în ceea ce vă propuneți să faceți. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră, în primul rând, vă urez succes, pentru că de dumneavoastră depinde buna informare și succesul nostru în competiții interne sau mai puțin.